A fost o zi caniculară în toată țara. În sud, termometrele au arătat chiar și 34 de grade Celsius. Dacă în orașe, oamenii au încercat să se răcorească cum au putut, la mare au profitat de vremea caldă și au făcut plajă. Vestea proastă este că vin ploile în toată țara, iar meteorologii au emis deja o avertizare cod galben de vijelii în 18 județe. A fost vară în toată regula în capitală. Încă de dimineață aerul cald devenea deja greu de suportat, iar spre după amiază temperaturile au crescut ca într-o zi caniculară de iulie. Este ora prânzului în capitală, iar termometrele arată deja peste 30 de grade Celsius. La nivelul solului, aerul este irrespirabil și vorbim abia de jumătatea lunii mai. Au fost chiar și 34 de grade Celsius. Deși a fost foarte cald, oamenii s-au bucurat de soare, chiar dacă au căutat un loc răcoros la umbră. Vă așteptăm de mult. Foarte frumos. E prea cald? Nu, este frumos, e bine. E bine? E bine, foarte e suportabil. Acum câteva zile era rece și în casă, era rece și pe stradă și după aceea a doua zi au fost temperatură ca la 20 și de grade. Foarte cald. E prea cald deja? E prea cald deja. Am început cam de vreme cu căldura. Trebuie să ne obișnuim cu anormalitatea asta, că acum e cald, acum e frig. La fel de cald a fost în toată țara. Meteorologii spun că o masă de aer foarte cald ce vine din Africa a ajuns și în sud-estul Europei și asta a dus la creșterea bruscă a temperaturilor. Este o temperatură mult peste normele climatologice. În această dată ar trebui să avem undeva în jurul 22-24 de grade. Dar astăzi vom avea parte de o vreme deosebit de caldă pentru vestul țării, cu temperaturi chiar până la 32 de grade Celsius. Timișoara se află încă sub cod galben de ploi și vijelii până în această seară la ora 23. Cu toate astea, în prima parte a zilei, oamenii s-au topit la peste 30 de grade Celsius. Mi se pare că în ultimii 80 ani nu mai avem primăvară și toamnă. Să e trecerea, uitați, de la taior, de la blazer, am trecut direct la vară. E ok, că nu ne costă căldura. Eu sunt născută în zodia leului, soarelui. Deci, e bine. Este diferența așa de repede a venit și căldura este bună, dar pentru mine la 70 de ani. La malul mării, sezonul estival își face timid debutul. Pentru prima dată, anul acesta, plajele s-au animat cu temerarii care s-au aventurat la soare și chiar în apa mării. Da, este prima zi în care apar turiști. După cum vedeți, am și dat câteva șezlonguri. Prima plajă, da, prima plajă cu bebelușul, prima zi pentru el la plajă, e soare, e cald, e vreme extraordinară. În apă ați intrat? În apă momentan nu. Ne abținem. Mai așteptăm să se încălzească un pic. În apă ați intrat? Da. Cum e? E rece, dar e ok. Sunt 25 de grade Celsius în aer, cer senin, soare strălucitor, iar temperatura apei mării 16 grade Celsius. Mai durează câteva zile până se încălzește bine ca să putem intra în apă, dar deja miroase a vacanță. După căldură vin vijeliile. Optsprezece județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova sunt sub avertizare cod galben de averse torențiale, grindină și fenomene cu descărcări electrice. De mâine ploile se extind în toată țara.